Sursa iubirii. Marea finală, ediție live. Sâmbătă, la Prima TV. Doamnelor și domnilor, ne aflăm împreună cu Mihaela Tatu aici, care este peste tot, așa cum o știați, și va fi în continuare. Pentru că Mihaela a venit la București, dar n-a venit numai la București, a venit și fiica ei la București, care, fiind cetățean german, face ce îi spune inima. N-a fost la București, a fost la Oradea, iată! Care Oradea e un fel de București astăzi, dar nu, da, la emisiune, da, s-a hotărât. Da, așa este, corect, da. Îți dau perfect deci, dreptate. Deci Oradea, pământ bucureștean, așa. Bun. Și cum a fost? Spune, a fost foarte fain. Păcat că a stat prea puțin, a stat doar o săptămână. Da, aveți timp să vă povestiți toată săptămâna? Nu, n-am avut timp, însă la anul, după ce se întoarce ea din concediul de iarnă, pentru că își pregătește acum concediul pentru schi, după ce își pregătește concediul de iarnă, dau eu o fugă la ea la finalul lunii ianuarie sau la începutul lunii februarie și mă duc să stau puțin și mai ce mai zice, la ea. Ce mai face copilul? Și-a luat cetățenia, e încântată, e mulțumită, e bună, este fele-fele, vorba ungurului. Haf, ca să vorbim și englezește. E jumătate, da, și nu renunță la cetățenia română, Doamne, de departe. E îndrăgostită de țara asta. Când vine, vizităm împreună. Acum am fost la Satul Mare, am văzut zona respectivă, după care am coborât în Oradea. Când spun coborât, mai în sud. Păcat doar, am fost la concert împreună, pentru că o comunitate de italieni din Oradea a organizat un eveniment caritabil de strângere de fonduri pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer și de alte în străinătate. A venit fiul lui Placido Domingo, Placido Domingo Junior, și a venit și ea la concert. Uite-i, măi, astea sunt fotografii de la ziua mea, pentru că anul acesta a fost o treabă anul acesta. A fost un an spectaculos, 30 de ani de când am început să lucrez în media. Bravo, în 8 noiembrie. Mulțumesc, 60 de ani de viață. Mulțumesc. La mulți ani, nu s-ar zice. 11 ani de când am fost pe Camino, 12 ani de când m-am lăsat de tutun. A trecut 11 ani de atunci. Da. Și este la fel de prezent acea emoție și acea, cum să-ți explic eu... Te-ai încărcat pentru atâția ani. Da, da, da. Fără să-mi dau seama. Și la ziua ta ce ți-au făcut? La ziua mea le-am făcut-o eu. Adică? La ziua mea am invitat câțiva dintre prieteni, s-au strâns 108 și rude și fini, am închiriat fabrica de bere Bersnova și... Nu-i rău. Până dimineața. Ca nume sună bine, s-a închiriat o fabrică de bere. Da, și mai departe trage singur concluziile. A început totul la ora 19, pentru că am venit cu o limuzină, n-am venit oricum. Colegii mei a fost surpriza lor. Așa. Și s-a terminat a doua zi acolo pe la ora 9 și pentru mine noaptea pe la ora 2. Timpul ăsta fabrica de bere și-a văzut de treabă în continuu. Da. O fabrică de bere artizanală pe care te invit să o vizitezi. Foarte și tu frumos. Sau măcar să-i bei bericica. Ai înțeles care-i treaba? Este o parte de post. Să consuma, pe cealaltă este parte post, să făcea. Da? Să mergem și noi în vizită. Da. Aia-i treaba, înțelegi? Nu eu zic, chiar veniți, chiar mergeți. Poate da? Nu te prezinți. Da. Între timp a cântat așa de frumos Adrian Naidin, că până la urmă i-a crescut și mâncarea colegului Adrian, tizul lui Naidin. Am zis că este ceva puternic dezvoltat. M-am mai bucurat, îți mulțumesc din tot sufletul pentru această invitație. Poate niciodată nu m-am simțit mai împlinită decât astăzi. Deschid eu ușa, dau de Tatiana Solomon, brașoveanca mea, pe care n-am mai văzut-o din 1900. După colț, dau peste Naidin, am uitat de Tatiana, m-am înfipt în brațele lui, pentru că Adrian Naidin, prima emisiune la care a apărut în această plajă, da, a fost la emisiunea pe vremea când făceam la Antena 2. Ioana, fiică mea, l-a văzut concertând și mi-a zis: mama, du-te, vezi-l și cheamă-l la emisiune. Și ăla a fost momentul în care a țâșnit Adrian. Deci a fost o bucurie. A mai multor, de exemplu Mihai de la Factor, Mihai Nae de la Factor, da. Fost actor pe Factor, acum dresează câini. Prima dată a apărut la noi. Foarte mulți au apărut. Da. Deci... Plus Liza Panait. Pot să zic cine urmează? Călin Giambașu. O să fie Călin Giambașu după o scurtă pauză. Atenție mare. Totuși, cu ce servim oamenii ăștia de caz avem emisiune? Deci avem curjoarele noastre reinterpretate cu brânză maturată în interior și avem și sărățica noastră de sardine cu carciofi, adică înghinare, măsline, roșișerii. I-am tocat și foarte puțin fenel proaspăt, zeamă de lămâie. Doamna, ține post. Nu știu, să vedem acum cum păi te prezint. Doar este dezlegare la pește, adică cred că ar merge. Îți spusesem ție, pentru mine această poveste de post este o chestie foarte intimă. Am fost la un eveniment, m-a întrebat despre Business Days, am fost la un eveniment și cineva acolo a avut un speech și era așa și spunea că n-a mâncat de 3 zile și că poate de asta este așa de abulic și măi,
le faci sau nu le faci, ține-le pentru tine. Este relația ta cu tine, cu divinitatea, cu Dumnezeu. Mie mi se par niște lucruri foarte personale. Așa că dacă nu poți să duci... Aia cu nemâncatul de 3 zile... Dacă nu poți să duci, măcar... Dă-și din gură, e adevărat. Nu, aici uite-o tu, pe Ioana când avea... Uite-o, așa e acum. Bravo. Da, deci eu am spus pentru că ca fapt personal, dar fără să punem accent. Da. Există oameni care acum nu mănâncă cu zile, dar pe de altă parte sunt de acord și cu cei care zic că mai întâi mergeți la doctor și vedeți dacă puteți să faceți chestii de genul ăsta. Nu vă aruncați în ghearele oricărui oricărui postări aspiraționale, inspiraționale sau ce-o fie, că s-ar putea să nu fiți pregătiți și vă dăunează. Eu înțeleg că foamea pare să fie cel mai mult sfătuitor când vreți să slăbiți sau credeți că trebuie să vă curățați, dar nenea, doctorul știe puțin mai mult. Corect, corect, cât se poate de corect. E foarte corect. Pe de altă parte, v-am spus că este peste tot, ne-a povestit unde a fost astăzi, unde s-a dus. Nu, întreabă-mă de unde vin. Întreabă-mă de unde vin. De unde vii la ora asta? Oradea, Sibiu, prezentat concertul de Crăciun la Biserica Ursulinelor, Timișoara, strâns bani pentru copii care sunt la un centru de zi de pe lângă Partoș, după care Cluj, eveniment cu femeile, Botoșan, eveniment cu femeile, Suceava, Vatra Dornei, Finuța Mea și București. Finuța de la Vatra Dornei? Da, Ioana se numește Finuța de la Vatra Dornei. Tot Ioana, ce situație? Da. Și mama ei se numește Mihaela, două Mihaele, două Ioane. Toate rimează la modul cel mai bun. E foarte bine, Mihaela este în acțiune. Spuneai ceva de... și aș vrea să menționăm treaba asta cu acțiunea pentru, pentru oamenii în etate. Da, te rog. Pe data de 16, împreună cu Alexandru Ilie de la Restartix și cu Dani Alexandrescu, de-a fostul K1, care are această poveste ce se numește Restartix, am avut ideea să fac... Ei au lucrat, au făcut o platformă online care se numește Incubator pentru Excelență, în care vârstnicii care se simt singuri, care au ceva de împărtășit, care pot să fie model și mentor pentru generațiile tinere, se pot înscrie cu datele lor. Pentru că am vrea să tragem un semnal de alarmă și semnal de alarmă celor care ne conduc, am vrut să găsesc un cuvânt mai frumos, pentru două, exact, cu vehemență, pentru două categorii de vârstă care nu sunt luate în seamă. Și unii sunt pensionari, au trecut, lasă moară că gata, plătim mai puține pensii, și cei foarte tineri. Cred că ar trebui, sunt două generații. Pentru generația vârstnică, acești oameni extraordinari au gândit o platformă în care vârstnicii să se înscrie. Avem și niște mentori, niște oameni modele, nu știu, ca Florin Zanfirescu sau Carmen Tănase sau Ioan Bocșa, Mihaela Miroiu, niște oameni extraordinari, Horia Moculescu, Stella Enache, niște Irina Login, deci niște Mioara Velicu, niște oameni extraordinari care încă sunt foarte activi. Absolut. Și care pot fi niște modele pentru cei care au uitat să mai trăiască și pentru care termenul pensie este ceva ce blochează. Ai ieșit la pensie, păi de acum încolo ai posibilitatea să faci lucruri așa pentru ceilalți și pentru tine. Foarte frumoasă, foarte frumoasă acțiune. Este o inițiativă pe care o vom dezvolta în ziua de 16 decembrie și apoi la anul. Căutați-o pe Mihaela, dacă vreți să ne amuzăm. Tocmai mi-a povestit mai devreme că nu are de gând să-și facă TikTok. De ce, dragă, n-ai de gând? Ce să fac cu TikTok-ul? Să te expui suficient. Și așa poate prea mult câteodată. Astăzi am avut... Am un domn șofer de taxi care mă duce peste tot când am nevoie și îmi zice: doamna Mihaela, dar dumneavoastră sunteți pe TikTok. Unde să fiu? Pe TikTok. Nu sunt, măi, copile. Zice: da, să știți că se câștigă foarte bine. Cum adică se câștigă? Și mi-a arătat de exemplu două cetățence dintr-o anumită etnie, era să zic hernie, așa, cu care se exhibiționau, care mai de care mai prostesc, cu niște întrebări stupide și cu niște răspunsuri și mai prostești, în așa fel încât să trezească o stare de râs, de bună dispoziție și mai prostească, în urma căreia primeau tot felul de simboluri care și câștigau bani, dar nu bani. Tu ești, nu câștigi într-un an de zile cât câștigă ele într-o lună. Dar cine le dădea banii? Oamenii? Ăia, da!
Da, Neică, dar există și taxe pe prostie pe lumea asta, dar tot mai mare. Asta e că nu există taxă de pe prostie, că dacă ar exista, probabil că s-ar mai tria lucrurile, însă n-ar mai câștiga alții care câștigă de pe platformele de socializare. Și în altă ordine de idei, mi-a mai apărut mie un filmuleț, uite, despre asta am uitat să spun, dacă spun mor, un filmuleț în care, luat o bucățică dintr-un discurs de-al meu de la un podcast pe care l-am făcut cu Mihai Morar și spus acolo, era poza mea acolo, ce înseamnă inteligența artificială și niște poze cu niște imagini foarte bătrână cu mine și uite așa am arătat eu și cu voce din aia de robot, dar și uite așa am arătat eu, dar acum folosesc crema nu știu de care. Băi, frate! Și, da, și am văzut și la Esca așa și am văzut și, am mai văzut încă la un nene, la un se băiat. Se poate acționa judecată. Nu știu, dar tot am raportat la Facebook în continuu și prietenii mei că ei mi-au trimis, uite Miha ce e așa. Facebook-ul face? N-a făcut nimic până acum. Păi, dar Facebook-ul stă și controlează și e mai catolic decât papa atunci când nu trebuie. N-au făcut nimic și uite așa am apărut, zic, ia uite ce face, este fața nevăzută a inteligenței artificiale. Da, partea întunecată a forței, ca să zic așa. Da, da, da. Doamnelor și domnilor, o să fie bine, o să-i aducă Moș Crăciun ceea ce își dorește, pentru că a fost cu minte, a muncit, i-a adus o primă vizită a Ioanei și după aia mai vedeți voi ce se întâmplă. Ho, 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 așa zice și Moș Crăciun, nu? Mulțumim foarte mult, Mihaela, pentru această vizită. Anul viitor mai pe lung, acum a fost mai pe scurt, că a venit domnul Naidin și toată lumea voia să ia o bucată din el, de parcă era pe puțin, nu chiar Michael Jackson, dar cineva mai sus. Mulțumim foarte mult. E special, eu mulțumesc pentru invitație. Pupăm Mihaela la mulți ani, toate cele bune, pupă fata. După pauză urmează un rechizitoriu. Stați cu noi!